celor mai recente date puse la dispoziție de Institutul Național de Statistică, București, Cluj și Timiș sunt zonele cu cele mai mari salarii medii din țară. Vaslui se află în a doua jumătate a clasamentului, mai exact pe locul 33, cu o medie de 3.838 de lei în luna februarie a anului curent. Suma este cu aproape 900 de lei mai mică decât la Iași, fruntașul Moldovei, dar mai mare decât la Vrancea și chiar Suceava. Potrivit Institutului Național de Statistică, câștigul salarial mediu net la nivel național a fost în februarie de 4.876 de lei, în creștere cu 17 lei față de luna ianuarie. Cele mai mari venituri sunt la București 6.136 de lei, Cluj 5.766 de lei și Timiș 5.278 de lei. Pe ultimul loc se află Hunedoara 3.552 de lei. Valorile cele mai mari ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în activitățile de servicii în tehnologia informației, 11.297 de lei, iar cele mai mici, în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, 2.729 de lei.